Universitatea de Vest din Timișoara își prezintă în această perioadă atât ofertele universitare, cât și activitățile desfășurate în cadrul universității. Cu această ocazie, conducerea universității susține că cele mai interesante întrebări din cadrul vizitelor la UVT au fost cele venite de la cei mai mici. Universitatea de Vest a venit în întâmpinarea colegilor din mediul preuniversitar, care au o altfel de școală în această săptămână, și ne-am gândit să deschidem porțile universității pentru a le arăta ce facem, încotro ne îndreptăm. Suntem deschiși pentru toate categoriile de vârstă. Am avut vizitatori de la grădiniță până la clasa a 12-a. Asta nu face altceva decât să întărească faptul că Universitatea de Vest din Timișoara, prin comprehensivitatea sa, găsește întotdeauna ceva interesant pentru fiecare tânăr. Ați primit cumva vreo întrebare mai ciudată, mai incomodă de la cei mai micuți? Ei sunt întotdeauna cu întrebările cele mai complexe și complicate. Îmi povesteau colegii mei de la Facultatea de Fizică ieri că au avut în vizită elevi de la liceul pedagogic și erau entuziasmați de faptul că elevii clasei a 5-a care au vizitat au pus niște întrebări care într-adevăr i-au lăsat fără replică de multe ori. Totodată, prorectorul VT, Mădălin Bunoiu, susține că este o provocare ca mediul academic să țină pasul cu noile generații și exploziile tehnologice contemporane.